Da, biscuiți pufoși cu ciocolată și cremă de piersici. De unde ai găsit piersici? Sunt foarte curios pentru că eu n-am găsit. Din conservă. Din conservă. Foarte bun răspuns. Ce zic, așa întrebare, așa răspuns. Ce vrei și dumneavoastră? Bun, pentru blat avem nevoie de 250 grame de făină, 150 grame de zahăr brun, 125 grame de unt moale, un ou mediu, 60 grame de cacao, un praf de copt, bicarbonat de sodiu, 200 de ml de lapte bătut, o păstaie de vanilie, doar semințele avem nevoie, doar de semințe, și un praf de sare. Iar pentru crema avem nevoie de 300 de ml de lapte, 350 grame de piersici, 65 grame de amidon de porumb, 2 gălbenușuri medii, 80 de grame de zahăr și, la fel, un pliculeț, un praf de sare. Voiam să vă spun că am găsit secretul longevității. Nu ba, da! Le-ai găsit pe toate? Le-am găsit pe toate. Pe lângă, care să fie? Pe lângă că ne fac mai fericiți piersicile, deoarece conțin vitamina B și... Și sâmburi. Au niște sâmburi mari care sunt foarte buni. Da, mă, sunt considerate fructele longevității. Dacă le consumăm regulat, o să trăim 120 de ani. Bun, o să revenim în bucătărie pentru a vă prezenta modul de preparare. Așa este, Rosana, ne întoarcem la tine imediat, abia așteptăm să se apuce de biscuiței. Până atunci, ia să...